Victor Pițurcă a convocat 20 de jucători pentru amicalul cu Trinidad Tobago, care va avea loc marți 4 iunie pe Arena Națională. În absența jucătorilor stelei învoiți, selecționerul se va baza pe 10 stranieri și 10 jucători care activează în țară. Astra Giurgiu dă cei mai mulți jucători la Națională pentru acest amical: Silviu Lung, Alexandru Mățel și Valeri Căgăman. Petrolul Ploiești și Pandurii Târgu Jiu au câte 2 jucători convocați, iar Dinamo, Rapid și Viitorul Constanța câte unul. Cei 3 fotbaliști ai Astrei Giurgiu au fost promovați la Națională de Victor Pițurcă, fiind convocați cu regularitate sub tricolor. Dacă Silviu Lung a evoluat în numai 2 partide, fiind mai mereu rezervă, Alexandru Mățel a strâns 4 selecții, în timp ce Valeri Căgăman a evoluat în 10 partide și a marcat un gol. Până la jocul cu Trinidad Tobago, Australia așteaptă finala Cupei României pentru a ști dacă vor evolua în acest an în Liga Europa.